După câteva zile, Iisus a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-a adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au dus un slăbănoc purtat de patru înși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zicea slăbănocul. Când ne-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului, fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care aveau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice slăbănocului, păcatele sunt iertate? Ori a zice, scoală-te, ridică spatul și umblă. Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zice slăbănocului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănocul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Amin. Vă rog să vă reașteptați. Dacă atunci oamenii l-au slăvit pe Dumnezeu, să o spunem și noi din nou acum, așa cum spunea Pavel la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 17, unde este scris, Împăratului veșnicilor, al nemuritorului, al nevăzutului, a singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Vă salutăm și pe dumneavoastră cu ceea ce eu numesc a fi salutul Apostolului Pavel. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, v-am reamintit prin cele citite un episod, o lucrare a Domnului din viața sa de aici. Și dacă aș fi să pun sub un titlu cele ce voi spune, spun acum numai jumătate de titlu, îl spun la urmă întreg. Mesajul cuvântului. Scrie aici așa, recitesc. S-au adunat îndată așa de mulți, că nu puteau să-i încapă locul dinaintea ușii, el, adică Iisus, le vestea cuvântul. Ce o fi predicat Domnul Iisus acolo? Sau ce predica Domnul Iisus în general? Știți că el a fost numit în Scripturi și asta în mod repetat, cuvântul lui Dumnezeu. Spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14, cu referire la el, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și Ioan, care a scris aceste cuvinte aici, scrie mai apoi în întâia sa epistolă, citesc versetul 1, cerea de la început și am auzit și am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții. Și în scrierile tot al lui Ioan, mai citesc din Apocalipsa 19, scrie așa despre Domnul Iisus, versetul 8-13, numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, când zic mesajul cuvântului, pot să spun în egală măsură mesajul lui Iisus. El a fost cuvântul. Toată Scriptura vorbește despre El. Amin. În Ioan 5:39, voi cerceta Scriptură, dar ele mărturisesc. Deci Scripturile fie vorbesc despre El, fie El ne vorbește prin Scripturi. Amina. Am apreciat că a spus să aducă oamenii Scripturile, pentru că cuvântul este puterea lui Dumnezeu. Amina. Evanghelia asta este mesajul Domnului Iisus pentru noi. Este scrisoarea mirelui către mireasă, către logotnică. Spunea Domnul, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Biblia este cea mai binecuvântată carte de istorie. Și este totodată cea mai adevărată carte despre viitor, nu doar despre trecut. Din Biblie îl înțelegem pe Dumnezeu, ne cunoaștem pe noi. Aici este mesajul cuvântului. Și vom vedea care este mesajul cuvântului. Sau dacă vreți, care este cuvântul Domnului Iisus către noi. Vorbește, Doamne. Ascultați. Cunoașteți întâmplarea,
Era aglomerat, cum erau acoperișurile acolo, au coborât pe slăbănog. Versetul 5. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului. Interesant. El l-a dus ca să fie vindecat, da? Și Domnul îi spune, fiule, păcatele sunt iertate. Cred că asta pentru el a fost o mare bucurie. Că Domnul n-a vorbit ceea ce nu era conform cu realitatea. Și când ajunge în fața lui Dumnezeu, simt păcatele. Isaia, când a văzut tronul lui Dumnezeu, ce a zis? Sunt păcătos. Spune Biblia în Luca 5 despre Petru, când a văzut ce putere are, cum a adunat toți peștii, ce a zis? Sunt păcătos. Și pentru el asta a fost o mare satisfacție. Cum vă citesc și din Evanghelia după Luca, că a venit o femeie păcătoasă în casa lui Simon, scrie în Luca capitolul 7, și garda a comentat că e păcătoasă. Era un adevăr. Dar ascultați ce zice Domnul, versetul 47. Îi zice către gazda. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Și îmi imaginez cum femeia asta a devenit foarte, foarte atentă. A zis de mine? Aleluia! Și Domnul, cunoscându-i inima, starea, apoi a zis femeii, repetând, iertate sunt păcatele. Amin, amin. Și apoi a mai zis, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Da. Dragii mei, nu știu exact cu ce motiv ați venit la adunare, acum și alte dăți, că noi venim și să-L lăudăm pe Domnul și merită să o facem, venim să ne învățăm aici, avem multe activități în casa Domnului, dar cred că cel mai important eveniment care se poate să producă în viața noastră la întâlnirea cu Domnul este să ne fie iertate păcatele. Amin. 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 Și Domnul tocmai asta i-a spus acestui om. Cei de acolo au comentat că nu-L cunoșteau pe Domnul Iisus. Și atunci Domnul, ca să-și dovedească autoritatea, puterea, le-a zis versetul 9. Ce este mai des de a zice slăbănogului? Și o logică foarte simplă ne ajută să înțelegem. Mai un om bolnav, paralitic, molov. Păi nu te doare gura să-i spui iertate, sunt păcatele, nu? Da. E simplu, da. Proba, a judecată vedem. Și Domnul a zis, ca drept dovadă că eu pot să iert păcatele, i-a zis acestuia, scoală-te, ridică spatul și umblă. Și n-a trebuit să-i dea mâna ca Petru altă dată, s-a sculat dintr-o dată și a refăcut și patul, știu, rogojina aceea care l-au pus acolo și a început să umblă. Și oamenii au slăvit pe Dumnezeu, mărit să fie în veci. Amin, amin. Vă rog, rețineți. Și asta mi-a pus Domnul pe inimă în această seară. Așa că ne-am dorit să vedem vindecări. Amin. Și Domnul poate să le facă. Amin, amin. Cineva spunea că cel mai iubit copil al credinței este minunea. Când vezi o minune, ei, putem să spunem, uite, credința și-a atins țelul. Dar toate minunile care Domnul le-a făcut, rețineți, absolut toate, inclusiv învierea lui Lazar sau a fiului văduvii din Nain, au fost doar realizări temporare. Lazar a murit din nou, acel copil cu siguranță a murit, toți bolnavii pe care i-a vindecat, păi s-au îmbolnăvit, dacă de boala aia sau de alta, dar oamenii nu mor numai dacă devin bolnavi, sănătos nu moare nimeni, nu? Toate aceste realizări, repet, temporare, au avut un singur scop. Să dovedească autoritatea Domnului Iisus Hristos. Amin, amin. Așa le-a spus aici. Ca drept dovadă că pot să iert, uite, fac o vindecare. Pentru că minunile aveau scopul să-L mărturisească. Ca ei să creadă, cum vă citesc din Evanghelia după Ioan, de exemplu, din capitolul 4, scrie aici, în versetul 48, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun timp nu credeți. Și Domnul a fost nevoit, aș spune, să le facă. Bine, le-a făcut și din milă, cum scrie că atunci când a mulțit pâinea, i-a fost milă de gloată. Sau când le-a văzut, scrie în Matei, la capitolul 9. Tot aici unde deschise Biblia, spune în 6:36, eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, lucrările pe care mi le-a dat Tatăl meu să le săvârșesc, în speță și vindecarea asta,
Tocmai lucrurile acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și spunea Nicodim, rămân în aceeași Evanghelie, 3:2, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, cu mesajul cuvântului care am spus la început. Pe ce știau? Nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Domnul Iisus a făcut lucrări mari, o mare, vindecat, la rând, toți câți au fost, toți câți s-au atins de el. Ce bun este Dumnezeu nostru. Și poate să o facă și acum. Este nevoie și chiar a promis, spune în finalul Evangheliei după Marcu, de care am citit, citesc capitolul 16, versetul 20, au plecat, au promis pretutindeni, mesajul cuvântului. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Dar acestea sunt doar auxiliare, anexe. Mesajul cuvântului nu sunt semnele. Semnele doar dovedesc că și cuvântul are o autoritate. Că este ceva acolo. Și nu ceva fals, cum ziceau oamenii în Samaria despre minunile sau pseudo-minunile lui Simon Magul, cu puterea Dumnezeu. Când au văzut ce lucra Domnul prin Filip, au zis, asta e adevărata puterea lui Dumnezeu. Dar scrie acolo atât de clar, din nou, ceea ce vă spuneam în această seară. Fapte, capitolul 8, scrie că mai mulți au plecat și spune în versetul 4, se împrăștea de loc în loc și propovăduiau cuvântul. Și interesant, versetul următor, ce Filip a propovăduit pe Hristos. Păi stai puțin, a propovăduit cuvântul? Păi ăsta e cuvântul. Domnul Iisus este cuvântul lui Dumnezeu. Gloria Domnului. Mesajul cuvântului, repet, și ideea este înțeleasă, este glasul lui Dumnezeu către noi. Când spune Evrei 1, după ce a vorbit Dumnezeu prin proroci, multe feluri, multe chipuri, ne-a vorbit prin Fiul. Cel mai minunat glas. Parcă ne-am fi dorit să-L auzim predicând. Așa e? Un sesuel în corabe, așa, și a vorbit la mulțimi, cum se dea jos. Cum spune Luca 12, că se adunau cu minime ca să-L asculte. Fără amplificare, nu? Ci glas binecuvântat o fi avut. Măriți să fie Domnul că a ajuns cuvântul acesta și la noi. Stai mare har de la Dumnezeu. Citeam despre un frate care era dus prin Indochina, prin Birmania, Thailanda, pe acolo. Și avea ceva organizat și tot primește un e-mail de undeva dintr-o fostă republică sovietică din Asia Centrală să meargă urgent acolo. Și el spune, nu pot, am aici organizat întâlnire cu niște slujitori. Dar respectivul trimiteam e-mail-uri zi după zi, vină aici! Și fratele, nu pot, parcă a fost și deranjat. Dar întâlnirea programată nu mai putut că autoritățile au arestat pe unii, alții trebuia să vină în altă parte, au avut accident. Băi, dacă ei sunt chidușile, hai să mă duc acolo. Dar nu cunoște pe nimeni. A ajuns într-un aeroport acolo, îl așteaptă respectivul, care era un medic, și în jurul lui vreo 5 îmbrăcați așa, ca musulmani. Și medicul îi spune, băi, e puțin periculos, uite, numărul telefon, ne sunăm, du-te într-o parte, o altă, și ce vor ăștia. Dar este tot după fratele ăsta din America. Și să scape de ei, spune, nu fugi, noi am știut că vii. Domnul Iisus, de care am auzit în vis, ne-a vorbit la toți pe rând că va veni cineva și va avea un mesaj pentru noi. Nu fugi de noi, noi pe tine am venit la aeroport, te așteptăm. Nu era. Și s-a deșteptat americanul. Vorba cuiva, încurcături omenești, aranjamente dumnezeiești. Aleluia! Și atunci a înțeles și a format pe oamenii aceia. Noi nu știm, nu avem o Biblie. Le-a vorbit Dumnezeu, a făcut semne. Aleluia. Cu ce scop? Ca să poată primi cuvântul, să știe că este un mesaj venit de sus, cu autoritate, cu putere, slăvit să fie Domnul. Amin. Și bine a spus Îngerul către Maria, Luca 1:37, niciun cuvânt al Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Dar care-i mesajul acestui cuvânt? Nu știu dacă a făcut Domnul minuni în viața dumneavoastră. Rugăm să o facă, dacă nu a făcut. Dar vreau să vă arăt ceva legat de minuni, înainte de vă spune care-i mesajul. Am citit în seara asta că ceea ce am citit s-a întâmplat în Capernaum. Dar altfel Domnul a locuit pentru o vreme acolo. Și scrie Matei 11, vă citesc de la versetul 20, că Domnul a început să mustre niște cetăți. Între care și Capernaum, Betsaida, Horazine. De ce? Versetul 20. În care făcuse Domnul cele mai multe dintre minunile lui, păi și tot nu se poate. Și a zis Domnul că va fi moșor pentru Tir, pentru Sidon, pentru Sodoma, auziți? De
decât pentru oamenii aceia. Și că e ciudat. Deci Dumnezeu, cum a spus, face minuni ca oamenii să creadă cuvântul, să știe că nu e cuvântul oamenilor. E puterea lui Dumnezeu. Păi și pe oamenii tot nu-i ajută. Să nu fiți dintre aceștia că la judecată scăpați greu. Că scrie în Biblie că unii vor fi bătuți cu mai puține lovituri, alții cu mai multe. Luca 12 cu 47, 48. Și în schimb, să vă dau un alt caz, Ioan capitolul 9, face Domnul o minune. Vindecă un orb din naștere, da? Și îl iau fariseii, spune de la versetul 15, în anchetă, să le spună cum s-a întâmplat. Și le spun. Simplu. Versetul 15. Mi-am pus tine pe ochi, m-au spălat și văd. Punct. Versetul 17. Au întrebat iarăși pe om. Pe ochi, tu ce zici? N-au crezut, au chemat pe părinți. Părinții s-au scăpat așa, ca să nu fie dați afară de sinagogă. Întrebați-l pe Petru, 23. Fariseii l-au chemat a doua oră. Și dă slavă lui Dumnezeu, dar noi știm că ăsta e păcătos. Orbul zice, dacă e păcătos, nu știu, eu una știu, era mort și acum îl văd. Cum ți-a deschis ochii? Dar cum am spus, zice, la versetul 27? Nu? Ce? Atât e greu de explicat, că nu a fost o procedură complicată. Și aici spune, ascultați, versetul 30. Aici este mirarea la răspuns omul acela, adică orbul, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-au zis deschis cineva ochii uneori din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Și-au dat afară. Dar ascultați ce scrie mai departe. Iisus a auzit că l-au dat afară și a zis, crezi? Cine-i Doamne ca să crede? Păi și văzut că doar ești proaspăt vindecat, cel ce te-a vindecat. Versetul 38. Cred, Doamne! Și s-a închinat. Adică, iată cum o minune l-a făcut pe omul acesta, așa, din două vorbe, să creadă să fie mântuit. Și alții, ca și ceilalți din Capernaum și din Horazin, cu o traistă de minuni, cu o corabie de minuni, aș putea spune, tot nu le-a fost destul. Oare mesajul cuvântului va pătrunde în inima noastră așa la o adiere, la o atingere frumoasă? Sau trebuie Dumnezeu să facă minuni? Sau nici cu minuni? Cu ani și ani în urmă, în biserica de marginea lângă Rădăuțe, a sosit fratele Transucală de la Cluj, conducea slujba fratele Florea Solovăstru. Era 8 fără 7 minute și trebuia să încheie. Nu, normal, slujba la 8 și îi spune la fratele, nu-l cunoștea la fratele Traian și noi, în mod normal, la 8 încheiem. Da, așa, domnul Mar și fratele Traian s-a dus până la 9 jumătate. Și fratele care conducea n-a fost deranjat, a fost încântat. Și când a încheiat slujba, s-a ridicat și a spus, cine nici altul să pocăiește, nu se mai pocăiește dacă trăznește în adunare. Adică, unii pricep ușor, că Dumnezeu are un mesaj autentic. Nu-i, cum spune Pavel, așa, mijloace de cum spune la a doua Corinteni, capitolul 40, de la versetul 2. Nu umblăm cu vicleșug, nu stricăm cuvântul, are un mesaj clar pentru noi. Ne facem vrem să fim primiți de orice curge domenesc. Dar sunt unii, versetul 4, a căror minte necredincioasă a orbit-o diavolul. Și poate face Dumnezeu minuni și în fața lor, și cu ei, tot n-ajunge mesajul cuvântului la ei. Și alții doar cu o idee, doar cu binecuvântare, că văd îndurarea Domnului, s-au auzit doar de o minune și le este suficient. Și cred, dumneavoastră, din care sunteți, tot mai aveți nevoie de dovezi. Cum sunt unii când e vorba de Scriptură, fac așa o paranteză. Apoi dacă e vorba de îmbrăcăminte, dacă e vorba de nașterea copilor, pentru ei nu scrie destul în Biblie, declar. Culmea. Că nu scrie numai o dată, că știu eu. Zice poetul, pentru cine vrea să creadă am o mie de dovezi, însă nu mai am niciuna dacă nu mai vrei să crezi. Că nimeni nu-i mai orb decât cel ce nu vrea să vadă. Că măi, orbul până la urmă pipă, dacă are vede și nu vrea să vadă, dar pipă ești pe lângă. Dumnezeu să vă dea să primiți mesajul cuvântului. Amin. Adică să-L ascultați pe Domnul Iisus Hristos.
Ce vrea să ne spună Domnul? Ascultați care e mesajul. Fiule, păcatele sunt iertate. Și repete versetul 9. Păcatele sunt iertate. Versetul 10, definiția. Să știți că Fiul Omului are pe pământ putere să ierte păcatele. Mesajul cuvântului este iertarea păcatelor, care înseamnă mântuirea. Ascultați ce spune tatăl lui Ioan Botezătorul, de fapt, profețește, spune în Luca 1:7, să dai poporului tău cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Acel om, Domnul, i-a spus în acea seară, păcatele sunt iertate, dar eu mă întreb mai întâi, a dumneavoastră sunt iertate sau încă nu sunt iertate? Și tare m-aș bucura, dar a cuiva nu sunt iertate în seara asta, mesajul cuvântului să fie ca atunci, păcatele sunt iertate. Spunea fratele Costică Velescu de la Izvin că era în Italia la stăruință la Roma și a venit la mărturisire unul care avea povară grea, păcate multe și grele. Și în timp ce asculta mărturisirea, se gândea fratele, pentru că respectivul nu era din neștiință și crescut așa, prin întrebările adunării. Și băi, ăsta n-a mai iartă Dumnezeu, n-are cum. Aștepta cumva să termine mărturisirea, să vină altul, considerat cu șanse de fratele, nu? Dar când încheie mărturisirea, zice, zi, m-am iertare sau nu m-am? Că dacă zici că nu m-am, mă duc și mă arunc în timpul, râul care traversează Roma. Măi, zice, când au zis că s-a rugat atunci, măi, să nu s-a rugat, am zis, cred că Dumnezeu te iartă, de ce n-am crezut? Am urmat stăruința și l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt pe păcătosul ăla. Da, a fost așa o lucrare frumoasă, se vedea că e autentică. Și la gata zice către un slujitor care era cu el, zice, n-am numai asta, n-am crezut că și pe ăsta ne iartă. Dar fratele la mai bătrân zice, băi, tu crezi că Dumnezeu e moldovean ca tine, mă? Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume, ca lumea să fie mântuită prin El. Și ăsta e mesajul lui Dumnezeu. Vreau să-ți iert păcatele. Amin. Pare interesant cazul acela din Geneza 28, că se fugă Iacob de acasă, că l-a păcălit pe frate sau și minciuna are picioare scurte. Adoarme noaptea, vede scara aia și apare Dumnezeu. Și dacă citiți acolo textul la 10, la 22, nu-i zice, nu le-a Dumnezeu la rost, să spună, mă, ai zis că eu ți-am pregătit mielul, când ți-l-am pregătit, mă? Zăi, era acolo unger, numai unul dacă l-aș fi luat de urechi pe Iacob, nu, era singur acolo. Îngeri își făceau treaba, Dumnezeu încă vine și promite că va fi cu el. Dar așa, volat, așa, știi, cum îl face să înțeleagă Dumnezeu că știu de ce ai plecat de acasă. Și dimineața ce zice Iacob? Zice că a fost frică, dar nu l-am luat Dumnezeu la rost. A înțeles că Dumnezeu îl caută și vrea să fie binevoitor, mărit să fie Domnul. Când vii la adunare, ăsta să fie primul gând, mai întâi când te pocăiești și apoi după aceea, dacă mai greșești, mesajul cuvântului, vrea Domnul să-ți ierte păcatele, ca să te apună o zi de spărțire între noi și El și să fie totul în ordine între noi și Dumnezeu nostru. Mărit să fie. Să ai pacea Lui. Termenul grecesc pentru pace, limba care a fost scrisă în Noul Testament, este eirene și înseamnă liniștea minții că între noi și Dumnezeu totul este în ordine. Că El nu-i supărat pe noi și că noi suntem bucuroși de El și de mântuirea care ne-a adus-o. Slăvit să fie Domnul. Acum vreau să rețineți, citindu-vă din Evanghelie, din Fapte, din capitolul 10, când s-a dus Petru în casa lui Corneliu, ascultați ce scrie aici, a început predicat una altă și spune versetul 43, toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Adică asta s-a spus din Vechiul Testament, zice poetul. Și-au ales pe altar atât zviței și atâta mei din turmă, dar într-o zi s-a prezentat și mielul cel din urmă. Rând o pâine și un pahar, simbolul ispășirii, Hristos muri pentru păcat, păcatul omenirii. Și apostolii tot asta au venit să spună. Păcatele
Vă sunt iertate pentru numele Lui. Credem asta? Că prin Domnul Iisus, că El are puterea asta să ierte. Vă rog, rețineți, Dumnezeu nu ne iartă așa din milă sau din pomană. Iertarea păcatului are un preț. Și prețul acesta stă în mielul lui Dumnezeu. Luați eu Botezătorul Ioan cu 29. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Slăvit să fie Domnul. Vă citesc tot despre mesajul acesta al Apostolului, spune în Fapte 13 cu 38. Și să știți, dar fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Mărit să fie Domnul pentru aceasta. Să-L slăvim și să-L binecuvântăm pentru ce a făcut Domnul pentru noi. Glorie Lui! Asta ne obligă, spune, la mult. A crede în El și ai mulțumi pentru ce a făcut pentru ființele noastre. Hai să vă citesc acum ce scrie David despre starea lui. Psalmul 32. Cunoașteți cazul lui David, da? L-a păcălit Satana. Cum îmi spunea odată un biet frate la o mărturisire, a fost plecat și pe acolo Satana l-a ispitit într-un fel anume și după ce a păcătuit, s-a trezit ca dintr-o vișă și a zis, diavole, cum m-ai păcălit? Și scrie în Apocalipsa 12 cu 9 că Satana înșală întreaga lume. L-a înșelat și pe David. Deci poetul David, biruitor cu piatră, fără săgeată, fără scut, a fost înfrânt apoi în luptă de Goliatul nevăzut. Nu cum spunea cineva așa în bază jocuri de bărbat, zice, a, îl întâlnesc pe Satana, pe ce trânt, dau și ce fac. Ai milă, Doamne. Și câteva zile mai târziu, unul care a reținut asta, l-a văzut că am plouat și zice, băi, ce-i cu tine? Te-ai fi întâlnit cu Satana? Zice, da, bă, dar nu a fost așa cum am crezut eu, a intrat într-o femeie, bă. Pentru că diavolul știe să cucerească vieți și să înșele. Dar scrie lui Ioan capitolul 3 că Domnul și-a venit să nimicească lucrările diavolului. Și lucrarea care în primul rând a venit să nimicească păcatul, a purtat păcatele multora. Isaia 53. Și acum mă întorc la David. După ce a păcătuit. Scrie el psalmul ăsta. Da, hai să o luăm de la capăt. Știți mai întâi din 2 Samuel 12. Vine Natan și îi spune pilda aia că unul a avut multe oi și a luat oița aceea care a culcat la sânul lui. Și David, după lege, împăratul avea și rolul de judecător, zice în versetul 5, cine a făcut lucrul acesta? Vrednic de moarte. Și Natan zice, e arestat de aici în sală. Tu ești omul acesta. Și explică, câte ai avut și tot ai luat la ureca mea numai una. Și ce a zis David când a aflat asta? A zis să vină călău? A zis, vreau să scriu un psalm acum. Versul 13, am păcătuit. Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul. Dar asta vă rog să rețineți, chiar dacă din partea lui Dumnezeu e chestiune de 3 cuvinte. Sau de 4, Domnul îți iartă păcatul. Asta se poate produce într-o secundă, dar mântuirea noastră l-a costat pe Domnul mai mult. Planul a fost făcut de la întemeierea lumii. Și când a zis Dumnezeu lui Avram să le facă prin Isaac, el de fapt se gândea la Golgota. Și dacă noi nu ne gândim acolo că pentru noi a suferit Domnul, noi s-ar putea să minimalizăm iertare și să nu înțelegem care e mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Iertarea păcatelor. Și se roagă David în Psalmul 51, știți cuvântul, Doamne, îmi pare rău, păcatul meu stă curmat înaintea mea. Și asta îl făcea, cum scrie în Psalmul 32, de la versetul 1, scrie așa, dar citim mai întâi în ordine cronologică, să spunem, versetul 3 ar fi în ordine cronologică. Câte vreme am tăcut și sunt unii cu păcate ascunse. Măi, dacă vreți să ne puteți lăsa până la judecată, că așa scrie în 1 Timotei 5 cu 20, că păcatele nu sunt cunoscute până atunci. Dar nu scăpați de ele. Mi se topeau oase.
groasă de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca flacul, se usucă pământul de seceta verii. E important mai întâi să simți povara asta ca să te simți bine atunci când Domnul ți-o ia. A venit o soră care s-a botezat pe la 16 ani, s-a dus în lume, s-a măritat cu un nepocăit, pe la 40 ceva de ani s-a întors și îmi zice, vreau să mă mărturisesc, dar vă rog să vă rezervați o jumătate de oră. Bine. A terminat în nici 10 minute. Dar apoi a zis, parcă mă simt mai ușoară cu 50 de kilograme. Asta ca trup, dar ca suflet. Când mă fi liber de tot, să zburăm spre cer, fără păcat. Părinți să fie Domnul. Spuneau frații de la Fodora Sălașului că a venit în adunare o femeie din lume. S-au mirat, era împotrivitoare la pocăință. Și predica fratele slujitor de acolo, Florin, și spune, mi-a lui și proroc, ascultă femeie, tu care n-ai liniște noaptea și păcatele îți vin toate deodată. Domnul vrea să îndure de tine, să ierte, și femeia a căzut în genunchi acolo, întrebând. Acolo a stat până s-a gătat predica și la urmă a întrebat, a mea o fost predica? Frații a spus, a ta. Și au zis, astăzi să mă botezați, vreau să scap de povara asta. Aleluia! Și frații au spus, nu o facem așa, într-o dată. Dar și la noapte o zi, iarăși vrea să mă chinui, vă știți ce rău e? Da. Și frații au zis, eu nu te botezăm azi, dar astăzi tu ceri iertare Domnului. Aleluia. Și Domnul poate să te ierte cu un cuvânt. Amin. Și femeia a zis, bine, eu vă cred, dar dacă și la noapte mă chinui, mâine dimineață pe capul vostru. S-au dus puțin mai târziu, frații s-au găsit și au întrebat-o, cum ești? Am dormit ca un nou născut scăldat. Pentru că Domnul ridică păcatul. Și David, vorbind despre sine, a zis, ferice de cel cu fără de trei iertată și cu păcatul acoperit. Mai de când a fost iertat? Versetul 5. Ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Și citiți Psalmul 51 și o să vedeți că nu dă vina pe Batseba, că și au fost de vină că au fost dezbrăcată. Da, dar a fost a ei păcat. Că asta e o slăbiciune a noastră de la Adam încoace. Că Eva, că Doamna, apă că Satana, apă știu că și totul îți devine. Dar asta l-a ajutat cu ceva pe Adam? Nu. Eu am văzut că toți oamenii care păcătuiesc, ei găsesc că cineva e de vină. Da, s-ar putea și altcineva să fie de vină, dar vina lor e a lor și vina ta e a ta. Nu te putea forța nimeni să păcătuiești. A fost alegerea ta. Nu i-o băga la Adam mărul pe gât Eva. Nici Satana n-a forțat-o pe Eva. Nu de frica mâncată. Asta o păcăleală. A înșelat-o. De aceea, Dumnezeu să ne dea pricepere să ne recunoaște. Amin. Eu cred, nu știu ce har a avut omul acela care, despre care am citit, că Domnul când ești iertate sunt păcatele, de fapt vă spuneam că așa e când ajungi în fața lui Dumnezeu, îți vezi mizeria, și-a recunoscut păcatul și nu cred că mai dădea vina pe cineva. Că atunci te iartă Dumnezeu, când nu mai spui ăștia, ăștia, nu, nu, când râd așa spui eu, atunci te apucă Dumnezeu de mâini și te scoate. Dacă tot alții devină să spun ce au făcut, atunci stai cu ceilalți. Se spune că într-o închisoare, un comandat, deghizat în capelan sau știu cum, a intrat așa din celulă în celulă și întreba pe rădurii ce este aici. Apoi, judecători, fără drept, apoi avocații, apoi prieteni, apoi... În fine, au găsit unul. A zis, ce prost am fost că orice păcat e o nebunie. David a zis atunci cu numărătoarea. Îmi merit o sânda. Asta îmi trebuie, că n-am știut trăi în libertate. La urmă, i-a chemat pe toți și i-a spus comandantul închisorii, nu mai ne vinovați aici, unul singur e vinovat și rău, lăsă de drumul să nu se mă lipsească și ceilalți. Și l-a eliberat. Dragii mei și fetele care sunt aici, cum spunea și dumneavoastră, de fica dumneavoastră, a vin la noi la biserică, obișnim să le dăm un formular, să completeze cum s-au pocăit, cu datele, în fine. Și citesc ca unei fete. Am fost cu mintea mea la adunare, am cântat, învățătoare la copii, totul, tot. Nici formă de păcat. N-am zis, pe tine nu te botezam. Dar cum? Păi sunt alții din lume și mai răi. Păi tu mă de-aia, nu ce-i sănătoși așa nevoie, doctor? Și bolnav. Tu n-ai păcate, tu intri, n-ai pe direct. Păi nu, că
și eu am păcate, n-am trebuit, de-aia ești cu tocul și scrie. Așa, tu să crezi că tu n-ai avut păcat, ești tu n-ai nevoie de Domnul Iisus. Așa că și copiii dumneavoastră bănesc cum mai bun decât ai mei, dar ceva tot o fi greșit și ei, nu? Așa. E drept că unul datorează 500, altul 50. Că unul datorează 10.000 de galbeni. Băi, și o iertat și până la... Nu știți cum iartă Dumnezeu. Și că așa se iertăm și noi, cum spune Coloseni 3:13. Iartă de toate odată și nu-și mai aduce aminte niciodată. Super iertare, nu? De toate odată și nu-și mai aduce aminte niciodată. Ce mă mai binecuvântare n-ar putea să fie. Dar nu iartă numai pe cine recunoaște că a fost păcătos. Pe cine nu de vina pe altul și care își vede vina. Și Domnul se îndură și dă libertatea și fericirea ce David, ferice de omul cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Aveți fericirea asta. Aveți pacea asta. Domnul poate să vedea. Că satana mai vine apoi să te acuze, păi dar nu-l crede că e mincinos. Îmi spunea un frate că satana ți-i spunea, da, păi n-ai fi iertat și de asta, păi și de cealaltă, și ai făcut. Și parcă l-o cuprins așa o îndoială și-o lua Biblia și ce-o citit. Cum zice, de exemplu, aici în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, spune apostolul, dacă ne mărturisim păcatele, păi întâi trebuie să vezi vinovat, nu? Apoi să ne mărturisești. El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice fără de lege. Doamne, așa scrie și parcă diavolul îl tulbura, se părea că-i pândulat pe undeva. Și la un moment dat așa s-a întâmplat și a spus diavolul, tu știi ce zic? Ia uite! Uite ce scrie. Diavolul n-are putere numai prin păcat. Dar când suntem liberi, atunci suntem fericiți. Dumnezeul nostru, mărit să fie Domnul. Amin. Și eu întreb iar, vă sunt iertate păcatele? Și vă citesc, dacă tot sunt cu Biblia aici, sunt multe versete, dar unul e tare fain de tot. 1 Ioan 2:12. Vă scriu copilașii, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui, că în numele Lui se pleacă orice genunchi, pentru că și-a dat viața, a primit dreptul acesta să ierte păcate. Auziți, a putut să ierte păcate în baza autorității sale, încă înainte de crucificare, are putere să ierte păcatele. Dar după ce a plătit pentru noi, apoi suntem liberi, mărit să fie Domnul. Eu mai predic uneori la mormântări din textul din Romani, capitolul 4, de acolo 24 și 25, două versete foarte bogate. Ascultați, spune de la versetul 24, credința care ne s-a făcut nouă neprihănire, dacă credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat, ascultați, din pricina fără de legilor noastre, nu pentru a Lui, că doar știți că nu L-au găsit vinovat, nu? Cu marți, cu mincinoși, cu tot, cu probe, nu. Și-a înviat din pricina că a fost socotiți, rețineți, Domnul n-a înviat doar pentru că a fost El neprihănit, ci pentru că a obținut dreptul ca și nouă să ne ierte păcatele. Așa mi imaginez eu simbolic că Domnul din mormânt, dacă era singur, se putea scula oricând. Moartea nu putea ținea, legături de morți, cum spune Petru. Dar El s-a sculat cu noi în brațe. Așa putere a avut. Aleluia! Cu noi în brațe și vii pentru Dumnezeu. Glorie Domnului! Nu uitați că păcatele sunt iertate pentru numele Lui, adică pentru ceea ce a făcut, de aceea și botezul este pentru El și ne-am îmbrăcat în Hristos. Suntem moștenitori împreună cu Sfinții, măriți să fie Domnul. Vă place mesajul acesta? Aleluia! Asta e mesajul cuvântului. Iertarea păcatelor prin Domnul Iisus Hristos. Păi asta a fost nenorocirea care ne-a adus moartea. Plata păcatului este moartea, dar o fără viață, rămașa cu 23, este viața. Și moartea nu are putere unde nu este păcat. Boldul morții este păcatul. Și când am scăpat de păcat, și acum am spus spre încheiere, dacă cineva nu-i iertat, să creadă că jertfa Domnului este și pentru el. Amin. Iar fără asta, fapte 4:12, nu este alt nume în care oamenii să fie. Nici pomeni, nici fapte bune, astea 0,1%.
Nimic mai mult. Și numai sângele Domnului Iisus, se spune în Evrei 9 cu 22, și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dacă ați fost iertați, am o întrebare. Ce spunea Domnul la cei care îi ierta? Ce spunea? Du-te să nu mai păcătuiești. Amin, amin. Nu, acum cine facem că am mai smintit câte una, măi? Ai bine, și Dumnezeu e așa de atent, mă. Să vă spun eu ce am pățit odată cât e de atent Dumnezeu. Odată așa, în timp ce mă cercetam și mă gândeam cum obsta la masă în Împărăția lui Avram, Isaac și Iacob, îmi șoptește Dumnezeu, dar așa de clar. Și știi că odată când citeai în Cartea Genezii, l-ai judecat pe Avram, că așa la bătrânețe și-au mai luat o soție, dar n-am predicat asta, Doamne ferește, și n-am spus la nimeni, mă, în timp ce citeam, a trecut prin minte. Cum v-am judecat acum pe mine, alții, m-am revestărit, nu? L-am judecat eu pe Avram și îmi șoptește Domnul, și vrei să stai la masă cu el, nu ți-e rușine? Doamne, dar ai băgat de seamă gândul ăla? Dar n-a spus la nimeni, Doamne. Dar scrie Isaia 66 că judecă sigur și gândurile au. Și cuvântul ăsta lucrător scrie în Evrei 4 că judecă simțirile inimii. Și atunci ce ne facem? Ascultați ce vă citesc. Spune în Evrei, în capitolul 4, vă citesc la versetul 14, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerul, să rămânem tari, că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Să știți că Domnul a fost mare, nu în primul rând prin minunile care le-a făcut, ci prin puterea unei vieți de neprihănire. Amin, aleluia! L-a învins pe Satana toată viața. Mare ispitire n-a fost în pustie, ci la cruce, cum spune în Coloseni 2 cu 13, acolo au învins toți demonii. Cum spune Ioan 14 cu 30, că atunci când s-a apropiat calvarul, a venit diavolul cu toți arhiereii săi și a biruit pe toți. Puterea lui a stat în sfințenia lui. Și scrie aici, a fost ispitit fără păcat, să ne apropiem dar cu deplină încredere scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci dacă mai greșim, dar să uitați-mă ce vă citesc de din coacere. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, copilașilor, vă scriu acest lucru ca să... Păi da, trebuie să ne pierdem fericirea, aia să ne întristăm, nu? Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit, cel fără păcat. Deci pentru greșelile care mă apar, că nu știu ce... Bărbații unde de foame se mai fac, mai au nervi. Sau femeile unde, eu știu, în întristare mai murmură câteodată. Da, am zis și eu ceva la întâmplare. Așa. Și Dumnezeu m-a spus, bagă de seamă și la gânduri. Atunci, de fiecare dată să ne rugăm, Doamne, Tu ești și jertfă și mare preot. Ca jertfă a rezolvat, dar ca mare preot, îndură-te, Doamne, pentru noi. Amin. Că n-are cine să intre în ziua 10-a, la ziua ispășirii acolo, înaintea Tatălui. Tu ești acolo în permanență. Aleluia. În orice moment când greșim, să venim înaintea Ta. Da, asta nu ne scuză ca să trăim în păcat. Că zice în Evrei 12, că așa vine fiecare fi la Scripturi. Ci vezi, dacă păcătuim, Dumnezeu are și școală de corecție. Stai, că te iartă, dar ci că dă cu noi pe orice fiu care îl primește. Și nu noi iau ați adus iertare, noi iau numai așa ca să ții minte. Ca odată să fii mai atent. Iertarea e tot numai prin sângele Domnului Iisus. Spune în Roman 4, dacă avem har să păcătuim, să mulțească harul. Ce scrie acolo? Nici de cum. Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. Dacă mă apar greșeli, să ne ierte. Amin. Și să o viseze chiar când o vin pe ca Domnul. O să o să umbleți smeriți până la sfârșitul vieții și o să mintit-o, o să o mândrit. La smeriți le dă Dumnezeu har. Asta le spuneam la băieții mei când luau permisul. Băi, să te crezi întotdeauna un șofer slab și să zici, Doamne, ajută-mă că eu sunt mai slab. Dacă te crezi tare, să vezi cum te lasă Dumnezeu și ieși din afara carosabilului. Te bizui pe tine, nu. Noi ne bizuim pe Domnul. Amin. El este Mântuitorul nostru.
Ce frumos scrie aici în Evrei 7, îmi place mult asta, 7 cu 25, ci că poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot trebuia, sfânt în primul rând, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, mărit să fie Domnul. Amin. Care-i mesajul cuvântului? Că avem un mare mântuitor care iartă și mijlocește pentru noi și vine după noi și să ne ducă apoi în Sfânta Împărăție, unde nu mai păcătuim în veci vecilor, scăpăm de păcat. Am visat într-o noapte că am ajuns ca pe cealaltă lume, era așa o poartă pe unde treceam și mi-a venit în gând, în vis, măi, să nu păcătuiesc ceva. Și într-o dată constat că nici gândul nu mai funcționa la rău, numai la bine. Mă ia să probez, nici vorbă. Ce fericit am fost că nu mai poți păcătui nici gândire rău. Asta după ce trecem de poartă, însă până acolo ochii în 4 ore. Ca nu cumva satana să vină să te înșele. Cum uite că unul e mai bogat, că l-a nedreptățit, că ăsta a trecut pe roșu și nu știu ce-a făcut. Să fim tot timpul cu gândul la Domnul că ne-a iertat. Amin. Și să dorim să ierte și pe alții. Vreți asta? Amin. Domnul nu te iartă dacă tu nu ești pe altul. Asta e regulă. Ar putea spune că e singura cerință acolo în loc Matei 18, de la 21 la 35. Treabă Petru, de câte ori să iert? 7 ori? Hai, dacă mă silesc. Nu, sute de ori. Și 10.000 de galbeni a dat deodată și 10.000 de niciodată. Și l-a întâlnit pe unul care datora cât? 100 de lei în față. Și ce făcut eu? Strâns de gât. Nu? Acum îmi plătește. Da? Și s-a aflat că Dumnezeu află, l-a chemat înapoi și în loc să facă pușcărie pentru 10.000 de galbeni, 10.000 de țara de aur. Făcă pușcărie pentru nimica toată. Și unii nu o să ajungă rai pentru că au ei pică pe cineva. Ce prostie! Nu spunea cineva, pe cine nu-l ierți, că cari în spate și nu o să te poți înălța niciodată. Din partea noastră să iertăm, învățăm de la Dumnezeu, așa spune, cum va ierta Hristos, că avem modelul. Așa, iertați-vă și voi. Hai să recapitulăm și ne oprim aici, ceasul ne spune să... Eu locuiesc cel mai departe de adunare și trebuie să mă grăbesc. Domnul vestea cuvântul. Minunile care le-a făcut au avut doar scopul să întărească acest cuvânt, să-l autentifice, doar să-i ajute pe oameni să creadă. Ce să creadă? Că-s păcătoși, că au nevoie de iertare și Domnul poate să ierte în chip desfășit. Că a plătit cu preț de sânge. Și nu numai. Stă de 2000 de ani, stă lângă noi o viață întreagă și ne asistă. De mai greșește Iosif să-l ierte, iar pe totul să cumințește, îi mai dă și câte o nu e a doua, sau știu eu cum, ca în final să ne mântuiască și să ne aibă pentru sine, lăudat să fie Domnul. Și închei cu ultimul verset din text care zice așa. Îndată slăbănucul s-a sculat și a ridicat patul ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Mai faptul că a fost iertat, ei n-au văzut. De văzut, au văzut vindecarea, nu? Da. Apoi dacă ridicarea dintr-un pat i-a făcut să slăvească pe Dumnezeu și cum spuneam, bolnavul ăla cu grebea, iar a ajuns în pat, nu știu cum a murit. Dar ridicarea noastră din păcat și când vom ajunge în slavă, nu va fi ăsta cel mai mare motiv să lăudăm pe Dumnezeu? N-au apucat să vede pe acum. Cum scrie Cântător Sfântul Resipitor, că au început să veselească. Că spune în 1 Petru, capitolul 1, noi ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită. Și atunci nu avem vreme că cine o să câștige la alegerile, că e a nostru, e noi a nostru, nu mai vorbim de microbii și de sport și de alții. Noi avem bucuria noastră și mare de tot. Și apoi când o să vină Domnul, o să ne bucurăm într-o nouă dimensiune. Acum de ne-ar da Dumnezeu bucurie din aia așa cum are El, ne-ar crăpa inima. Nu putem duce mai mult, nu? Știi unul care are o tensiune, spune doctor, băi, să nu te bucuri prea tare, să ne căjești prea tare. Dar oricât de-a fi inima de bună, tot avem limite. Încât te poți bucura sau întrista, să nu faci un stop cardiac.
dar când vom fi noi trupuri, atunci veselie și fericire. Slavă lui Iisus! Nu ne-a ridicat doar dintr-un pat, din adâncul gropii ne-ai pus picioarele pe stâncă și ne va duce pentru vecii vecilor în țara lui. Ăsta e mesajul cuvântului. Vă rog, spuneți-l și la alții. Amin. Ce mesaj are Dumnezeu pentru noi. Vrea să ne mântuiască. Vrea să ne ducă în slavă. Vrea să ne aibă cu sine și asta pentru vecii vecilor. Și să-L lăudăm. Mărire Lui. Păi vă rog frumos, împăcați-vă cu Dumnezeu, spune Pavel. Și nu duceți pocăința la risc. Poate mă mântuiești și pe mine. Nu se merită să riscăm. Pe de o parte să nu riscăm și pe de altă parte, așa din cinste pentru Dumnezeu să ducem pocăința. Se merită să-L slăvim măcar cu cât se poate, cu ce putem noi să dăm din viața asta. Cel mai bun pentru Domnul. Amin. Dumnezeu să vă privească și lauda să o face ca pentru Domnul. Amin. Și viața. Spune Coloseni 3:17, tot ce faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți ca pentru Domnul. 23:24 acolo. Merită Dumnezeu nostru pentru ce a făcut pentru noi. Slăvit să fie în veci. Ce mesaj binecuvântat. Purtați Scripturile și deschideți tot mereu și spuneți, pe mine Domnul m-a iertat. Uite, este dovada că ne-a iertat. Mântuirea noastră și toate acestea să se înalțe ca într-un cor spre Dumnezeu până când ne vom aduna cu toți. Din cer, pe pământ și de sub pământ și ai plecat. Și vom forma un cor imens, cum spune Apocalipsa. Și toți spun acum, aleluia, slăbuiați, e Domnul, pentru mântuirea care ne-a adunat Domnul Iisus Hristos. În veci să fie binecuvântat. Amin. Domnul să